spuneați, venea profana cu exerciții de matematică. Vă place. Problema e perfect. Este antrenamentul continuu, nu? Pornim repede la treaba treabă și îmi pare rău că pe George nu-l pot anunța, dar să încerc să-l văd. Cine? Să-l anunț. Băieții lui George. Băiatul ăla care avea problemă, tu nu ai descoperit? Nu. Băieții lui George la Moisil. Ah, care pentru care a făcut subiectele. Pentru care a făcut subiectele. El a venit. E de la Moisil. Păi dați-mi alba cu el. Imediat acum să... Cine își mai amintește cum suna problema? Era așa, dacă sunt într-o urnă toate numerele de la 1 la 300, bile de la 1 la 300, deci într-o urnă sunt bile de la 1 până la 300. Care este numărul minim, care este numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem? Care este numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem pentru a fi siguri că am luat o bilă ce conține fie 2, fie 3. Fie amândouă. Asta era întrebarea? Da, da. Care e numărul minim de bile? Da? 300. Care este numărul minim de bile pe care le extragem pentru a fi siguri că am luat o bilă ce conține cifra 2 sau 3. 2, da? 2 sau 3. Și cum a spus și domnul profesor, că dumneavoastră ați luat-o din încet în încet? Da. Da, da, din încet în încet, din aproape în aproape, da? Așa ți-am zis, până la 10, până la nu știu ce, așa am muncit am acolo. Da. Să vedem acum să... A răspuns. Deci noi am gândit foarte atent. Că de la 1 la 10 ar fi 2. Da. Alo, salut, mă, Greta. Te rog, ești acasă? George e acasă? Ia să intre pe... Nu să intre pe prof online. Sunt în direct acum și vreau să stau un pic de vorbă, să urmărească lecția asta care fac. Da, acum chiar începe problema aceea care... Da? Da. La revedere. La revedere. A, el v-a zis că nu e ok așa răspunsul, nu? Nu, nu. Am analizat eu un pic. Pentru că... merge, nu? Camera. Da. Da. Vreau să vă amintesc, să plec la o problemă pe care noi am făcut-o de multe ori. Într-o urnă sunt bile albe, 7 bile albe și 5 negre. Care este numărul de bile minim pe care trebuie să le extragem, pentru a fi siguri că am luat o bilă albă. 6. Da? 6. Da? Deci numărul minim, numărul minim de bile pentru a extrage o bilă de care am spus? Albă. Albă. Numărul minim egal cu cine? Cu 6. Pentru că am gândit cum. Dacă suntem ghinioniști, le luăm pe toate cele 5 negre și îmi trebuie a 6-a ca să o iau. Și cel mai mare, da? Este... Ei, nu putem vorbi cel mai mare număr de bile, adică să le iei pe toate, ca să zici. Ui. Nu, nu, cel mai mic, jocul aici se face. Cel mai mic uneori, număr... uneori se mai fac greșeli, în loc să
pună 5 bile negre, chiar pe toate 5 negre, spun că au luat toate 7 și încă una. Și ăla e numărul mai mare decât ăla minim. Vreau încă o dată să văd ce îmi spui. Deci, câteodată, mai greșe, câteodată oamenii greșesc acolo unde îi credeau toate șapte bile albe și mai au una neagră. Dar ăla nu-i numărul minim. Sigur că da. Deci nu poți că ghinionul mare da, este să iei din alea negri, nu? Deci noi mergem pe ce? Pe negație. Ghinion. Pe partea extremă când ai ghinion și doar le epuizezi pe celea negri. Sigur că de la bun început poți să iei pe toate cele 6 albe. Poți să existe și o șansă de asta, da. Dar nu vorbesc de probabilitate. Eu vorbesc de ceea ce puteți să înțelege voi la momentul ăsta. Deci ghinion. Iau pe toate cele 5 negre și atunci pe următoarea care o iau, sigur nemai având alte posibilitate din urna care conținea și bile albe, o iau pe aceea. Corect. Da? La problema noastră era așa. Sunt bile de care sunt bile numerotate de la 1 la 300 și era povestea așa, care este numărul de minim de bile pe care le extragem, care e numărul minim de bile pe care le extragem, pentru a fi sigur, atenție, pentru a fi sigur că am luat cel puțin o bilă, care să conțină cifra 2 sau 3. Păi. Poate să fie și 2 și 3, dar măcar una. Câte sunt cu 2 și cu 3? Ana. Câte bile sunt care conțin cifra 2 și câte bile sunt care conțin cifra 3? Trebuie să le numărăm? Da, 23, 32. Ia să fii atentă, mi-era la și vreau și copii. Atenți mult, foarte atenți. Deci, atenție, eu vreau să iau o bilă care conține cifra 2 sau 3. Aici m-a interesat câte bile sunt albe? Nu. Da, pentru că știam? Păi da, am luat... Alea negri le-am luat pe toate. Da, știam și câte sunt negri. Da, păi atunci ce ne-a interesat în problema noastră? Ia el. Aflăm care e numărul minim. Atenție. Să aflăm cât trebuie să luăm ca să... Nu. Minim. Atenție. Insist. Deci problema este așa. Care este numărul minim de bile pe care le extragem pentru a fi siguri că luăm o bilă? Trebuie să fii sigur. Da. Păi da. Exact ca și aici. Ca și aici. Deci ce ne-ar interesa? Ghinion. Le luăm pe toate cele care nu conțin. Păi tocmai. Și nu știm câte sunt care nu conțin. Aia, pe alea trebuia să le numărăm. Care nu conțin. Nu pe alea care conțin. Păi, dar noi n-am numărat nici așa. Noi am numărat doar câte să scoatem de la 1 la 10 ca să fim siguri că scoatem una cu 2. Dar atenție, trebuie să ne încadrăm aici. Corect. Trebuie să ne încadrăm să vedem câte sunt ghinion. Corect. Deci cele care nu conțin pe 2 și pe 3. Exact. Noi le-am luat pe cele care conțin 2 și 3 și mâneam cu 1. Nu știu ce am făcut acolo. Oricum, am făcut o chestie care nu este în logica faptelor așa. Dacă le luăm pe aceia care au 2 și 3, după aceea le scădem din numărul? Că de la 1 la 10 sunt 2, cu 2 bile care conțin. Așa. Dar am zis, noi suntem 8. Le luam pe cele care... Noi n-am zis 8, am zis 9, că trebuie să extragem 9 ca să fim siguri că am scos-o pe una cu 2 și 3. Da. Și de fiecare dată ne-am dus așa. Da. Tot pe negație, deci le luăm pe la 8 ghinion, le luăm pe la 8 și mai luăm pe a 9, sigur scoatem una cu 2 sau cu 3. Dar greșeala provin de acolo când ne-am oprit la fiecare, la 10, la 10. Exact. Noi trebuie să ne luăm pe toate. Asta zic. Și doar încă una în plus. Corect. Acum să știm exact câte conțin 2 și 3 și câte nu conțin 2 și 3. Păi 2, ca să fie albe și negre, cum ar fi. Exact așa. Deci traducem problema în ce discutam mai devreme. Corect. Da, trebuie să fie doar 2 și 3 pe bilă? Nu. Sau 2? Poate să fie și alte numere. Poate să fie... Dar să fie 2-ul sau 3-ul sau poate chiar amândouă. Da, 2, 3, 12, 13. Deci, atenție copii. Noi ne vom interesa de numărul bilelor care conțin pe 2 și pe 3. Și numărul bilelor care nu conțin. Și atunci, prin diferență, acelor care nu conțin. Corect. Și le luăm pe alea care nu conțin toate, nu? Și le scădem în 300. Ghinionul. Da. Ghinionul. Și mănânc cu una, dar nu cu una pe fiecare felie. Nu, păi noi am mers pe fiecare felie, corect. Așa a fost rațelatul islam. Că noi am mers, da. Deci, în... Ideea de a porni problema din aproape în aproape
Azi, hai până la 10 să vedem. Hai, da, și măream cu una. Mici, și da. Măream cu una și mă. Da. Dar am mărit cu unul de atâtea ori cât nu e nevoie. Am dus pe prea mult. Da. Da? Deci este o slăbiciune a raționamentului, de aceea m-am întors în problemă și dându-mi seama de asta, iată că vreau să vă spun un lucru, eu nu știu răspunsul. Dar problema, atenție, problema m-a preocupat. Undeva s-a învârtit în mintea mea și la vreo două zile, cred, am zis, stop. Am luat-o pe Feli. M-am gândit la urnă, care este numărul minim de bile, deci trebuie să-l știu pe ăla ghinion, acelea care nu conțin, care nu conțin cifra 2 sau 3. Dar tot așa putem să facem, domnul Dumnezeu. De la 1 la 10 sunt 2. Păi, așa vom face, da? Mai mici. Da. Le numărăm pe cele care conțin. Care conțin, da? Corect. Prin diferență din 300, este pe cele care conțin. Ia să zicem așa. Deci, de la... Bă, profesor, n-am înțeles. N-ai înțeles, dar cum ați explicat? Așa facem. Păi, asta facem. Este excelent că ai făcut asta. Știi cum? Bate vorba. Nu m-am prins. Asta facem. Noi acum, din fuga cea mare, m-am sincronizat numai cu Mihaela. Că dar eu schia știe răspunsul. Nu, da. Știți că a zis 260, nu știu cât. Da. Dar haideți să coborâm la nivelul acelui ce înseamnă explicarea problemei. Păi, deci, a zis că începem cu acele care n-au. Da. David, să-l introducăm problema. Da. Deci, David, dacă ne-am gândit că am avea bilele notate de la 1 la 10, numai la 10, câte bile sunt cele care nu au? Da? Noi să le numărăm pe cele care au. Cât mai puține. Cât mai puține. Deci cele care au cifra 2 sau 3. Câte sunt? De la 1 la 10. Nu, care. Care au 2. Am înțeles. 2. Care au 2 sau pe 3 sunt doar două numere. Deci de la 1 la 10. Două numere. În zona asta sunt două numere. Corect. Cine sunt 2 și 3? Corect. De la 20. Nu, de la 11. De la 11. Până la 20, da? Sunt două. Și doi de aici. Trei. Și capătul ăsta. Sunt trei. Da? Trei numere. De la 20. Vreți să le scriu și care sunt acolo? Nu, nu, nu. Dar ne limpede în mintea. De la 20 până la 30. 21. De la 21 până la... 30. Aici sunt toate. Da, toate. Și 21 și 30. Până la... Corect. Îți scoate 10, Dani. Sunt 11. Nu. Ia socotiți, la 21 la 30. A, că 21 la 20. Dacă am 20 aici, Dani. 10, nu? Că de la 1 până la 10. De la 1 până la 10. 9, 30 plus 1. Da? Deci sunt 10. Corect. Deci aici spunem 10 numere. De la 30 la 40? 31. 31. De la 31 40. La 40. 9. 10. Nu. Că 4 nu se pune, dar 9. 40. 9 sunt, da? 9 numere. Sunteți convins? 31, da, 32, da, da. De la 41 până la 50. 2. 2, corect. 2. E vorba de 42 și 43. Corect. De la 51 până la 60. 60. Tot două numere. 61. De la 61 la 70. La 70. Tot două numere. Da, 71 la 80. Tot două numere. De la 81 la 90, tot două numere. Și de la 91 la 100. 91 la 100. Tot două numere. Două numere. Și vreau să facem la 300? Da, dar... Punem-o acolo, să vedem în suta asta câte numere am găsit. Am găsit în suta asta 2 plus 3 plus 10 plus 9 și de al de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu ăsta 7, nu? 7 ori 2, 3, 7 ori 2, da?
Da, 14, 24, 27, 36. 36 este corect? Da. Adunați, da? 36. Deci 14, 17, 26, 36, da? 36. Bun. Haideți să vedem structura acum de la cine? Aici la 1 la 100, practic, am văzut. La 101. De la 101 până la 200. Da. La, de 101 la 200. Am 102, am 103, am 112. Aici, până la 110? Până la 102. Ia să vedem, respectă deci, regula aia. Deci la 101 până la 100... Da, o respectă. Am două. Două numere, da? Da. De la 100... 11. La 120. Până la 120. Avem 3. Avem 3, da? 3 numere. 12, 120. Da? Și 2 de aici. Exact. Vedem respect. Legătura. Aici respect. Da. De la 121. La 130, soate. 130. Iar sunt... Poate 10, da? Da, aici una se pierde, domn profesor, o să fie 35, din câte țin eu minte, da? Vedem. Deci, observăm aici... Dar de unde știi? La fel, la că, final. Iată cum e 1, 11, 21... Sau 37, nu știu, vedem. Da? Deci, se respectă se bine, respectă da? Până aici. Dar și le urmărim ca să fie... De 131. 131 până la... 140 sunt 9. 140 sunt 9. 9. 140 nu se mai pune. A respectat-o și pe asta. Deci 131. 32, 33, 3, până la 39. 130, 141 150. Până la 150. Sunt două. Două. Respectă și aici. Două. 150. Și 1. 151. 160. La 160. Iar două. 161. 162. 170. Două. 100. 3. 71. Da, 3. La 171, la 100... 3. 180. 2. 2. De ce zici 3? De ce zici 3, David? 72 și 73. 181, 190. 181. 190. 190. Tot 2. Tot 2. Și de pe aici, 191, 200. 191, da. 200. 3. Sunt 3 și 2. Exact, 3. Deci aici au să fie 3 și 7. În rest, deci, respectă tot, ca dincolo. Se respectă tot, vedem o paralelă. Una în plus. Deci cu una în plus. Da. Nu să fie 39. De ce 39? Tu vezi? 2, 3... 2, pentru că 2, la primul 3, a fost același lucru. 3, da. Peste și la ultimul au mai adăugat un 3. Fac 36 în 3. Nu, nu, dat un față de 2. Față de 2 nu? 1. Da? Deci în total aici 37, da? Da. Nu 37 da. De nume. Aici. Aici, la 300. De la 201 la 300. 210. 201 la 300. La 300. Da. Avem așa, ia să vedem la care respectă. Aici e 2 și 3 pe capete. Da. Peste tot. Peste tot păi e 2 da. Începe cu 200, 200, 99 o să fie. Nu, toate 100. 10, toate 100. 100, 100. Toate 100. Aici toate 100. Deci 100 sunt. Deci nu rândul ăsta respecte regula, vezi? Un pic drag. Aici nu s-are. Cât am zis? 100. 100, da. 100 numere. Toate cele 100. 100 și cu 37 și cu 36, domn profesor? Păi dă... 100 200 plus 200 203 173 173 plus 100, deci 100. Nu, nu, 173 în total, domnule. 73 face 100. Am gândit la 3. 73. Numere. Numere favorabile. 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 Care conțin 2 sau 3. Adică care conțin 2 sau 3. Bile albe, 73. Bile albe. Albe. Deci ar fi 173 bile albe. Albe. Și negre atunci sunt? 137 de și negre câte sunt? Și negre, păi 300 minus 173. Deci 300 minus 173. 127. 102, nu, stai. Ba da, 127. Dați bine cât e aici, 7, 7 2, 127 ca și sunt cele care nu conțin, nu conțin pe 2 și 3. Și acum citim întrebarea. Da? Deci, iată, urna este formată din
173. 173 albe. Albe, da. Și 127 negre, da? Alea albe sunt cele care conțin pe 2 și 3. Da. Sau albe conțin pe 2 sau 3. Țin pe 2 sau 3. Sau 3. Corect. Și aici nu conțin. Bun, și acum ce trebuie să aflăm? Care este numărul minim de bile pe care le extragem pentru a fi sigur că am luat o bilă ce conține? Da, care e numărul de bile că, pentru care să desigur că am luat o bilă albă? Care este, copii? Bă, 127. Ei, 173. Haideți, măi, copii. Hai, măi. 173. 128, măi, copii. N-am ce? Hai, mergem pe ghinion. 128, le-am luat pe la 127. Deci le-am luat pe toate și ca să fie una, trebuie să le iau peste toate. 128. Da? Ghinion. Da? Deci, cum a fost aici, urma aia de aici, ca să fiu sigur că iau o bilă albă. 129. De ce? Nu, păi 127. Pentru că eu nu ne-am greșit una. Și una de 2 și una de 3. Dar nu, măi, no. Sau. 2 sau. 2 sau 3. Nu și 2 și 3. Nu, nu să fie 2 și 3. Da? Dar deci, era 2 și 3? Nu, nu, dacă 2 și 3 el se complică. Exact. Nu mai erau atâtea. Numărul scade. Și dau temă acasă. Mă dai mie temă, da, am înțeles. Ia-i dai, domnule. Da. Mă prindeți cum așa cu tem. Dar să vă dau și eu voi, exact. Voi mie. Da, da. Nu arată voi care da. Sunt mai cu 2 și care sunt mai cu 3. Da, nu, care sunt mai cu 2 care nu, și care sunt cu 2 și 3. Și care sunt și cu 2 și 3, corect? Da, deci, 123. Practic, mulțimea păi asta de 173 se împarte. Exact. Într-o parte păi vor fi cu 2, vor fi cu 3 și o parte cu 2 și 3. Suma lor, 173. Dar dacă sunteți atenți și le numărați cu grijă, cu siguranță... 23, 32 în exact, primele. Exact, da. Apoi o să avem de la 193 și 132. Când se poate? De la 200 o să avem 223, 222. Dar poate să uite, George, haideți să terminăm mai. Apoi 328 este răspunsul. Deci, răspunsul corect este acesta. 128. Numărul, răspunsul la probleme, numărul minim de bile este 127 plus 1, da? Corect. Numărul minim egal 127 în ideea că le-am luat pe toate cele care nu conțin pe 2 și 3 și ghinion, așa a fost de mare ghinionul, și mi-a rămas șansa să iau una dintre cele. Sigur că pot să fie și varianta în care sunt toate 127 numai albe. Poate să fie și asta, dar pe mine mă interesează partea ghinionistă a raționamentul, da? Deci 127 plus 1 egal cu 128 bile. Să știți că am încercat astea acasă, nu sunt ghinionistă. Da? Ei, chiar dacă nu ești ghinionist, dar ai putea să fii. 128. Ah, doamne, deci, spune mai tare, că doar nu ne jenă. Dacă, nu ne audim. Chestiunea este așa, Daria. Noi trebuie să avem puterea să recunoaștem când ceva am strecurat. Da, aceeași chestie am făcut mai că noi am și extras. A, este. Pe fiecare bucată am zis. Pe fiecare bucată. Am și mărit numărul lor cu 1, cu 1, cu 1. Acum facem joculețul acela? De la 1 la 20? Păi problema aceea, la 1 la 20. Chiar îl facem pe tablă? Da, 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 da. Yes! Da. Pentru asta... O să-ți explice pe rământul, dacă ai urmărit, George, deci ăsta este răspunsul corect, 128. Nu neapărat să ne sune, numai că am venit și am clarificat problema, pentru că strecurasem această viciune, am mărit în fiecare etapă cu 1, de parcă ar fi fost numărul până la 10 sau până la 10. Noi extragem, da, noi și extrageam. Și măream cu 1 și măream cu 1 și de aceea ajuns la un număr mai mare. Dar mi-a trecut de domnul profesor, ne-a dat 157, ne-a dat undeva pe acolo. Așa. Da, e bine când se sezăm că există o slăbiciune, să avem puterea să ne întoarcem. Nu există orgoliu. Nu există orgoliu profesorului, nu-i corect, este important să putem să facem raționament corect. L-am făcut acolo la prima citire, am avut această slăbiciune, am revenit acum și am făcut programul cum trebuie. Doamne profesor, da. Să știți că țin minte pe de rostul meu acolo de la Bezul. Așa, da, o știu și eu. Da. Zi. Deci, într-o clasă sunt 19 elevi. Corect. Așa. Pe tablă sunt scrise numerele la 1 la 20. Nu, nu, nu. Într-o zi, lor se propune un joc. Așa. Pe tablă au fost scrise numerele de la 1 la 20.
Dar nu în această ordine. Dar nu, nu, deci nu? Nu, nu, asta era alta. A, asta era. Sunt scris de la 1 la 20. Puteți să scrieți și amestecat de un profesor una sus, una jos, una la stânga, una la dreapta. N-are importanță. N-are importanță. Chiar deloc. Primul elev vine, taie două numere. Șterge două numere. Șterge două numere. Stau le taie cerșul. Scrie suma lor. Scrie suma lor. În locul lor. În locul lor. În locul lor spune suma lor plus 1. Al doilea elev șterge două numere, spune până spun suma lor plus 2 și tot așa până la 19. Ce număr la ce număr a ajuns cel la 19 elev? Ce deci număr, acum, care este ultimul număr pe tablă scris? Da, noi nu am făcut în ordine. Dar ne luau în ordine numerele. Păi nu asta am făcut, dar nu e amuzant, așa că nu se treacă proful la tablă pe fiecare. Și o să ștergem numele, punem suma plus 1 sau plus 2 sau plus cât era. O să fie super drăguț și amuzant. Dar trebuie în ordine? Nu, nu trebuie. Nu neapărat, eu am luat în ordine. No. Și ne-am dat noi seama de ceva, dar... Dar i-au spus, zice, nu cumva, luând în ordine, v-a favorizat într-un fel, dacă iau la întâmplare... Da? La întâmplare vom avea același răspuns? Mai exact. Deci, numerele au fost așa. 1, ia să le scriu în ordine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu, a spus până la 19. Nu, 20. Da? Numere sunt de la 1 până la 20. Elevi sunt 19. Elevi sunt 19 în clasă, da? Ultimul care se șterge. Și învățătoarea vine așa. Și spune, măi copii, hai să vă propun un joc. Luați primul elev din prima bancă. Sunt câte doi acolo, să zicem, nu? Și unul din ei vine la tablă și taie două care vrea el. Le șterge. Șterge două. 1 și 19. Hai, tu ești elevul. Da? Tu ai făcut, George, ai tăiat pe 1 și pe 19. Da? Nu mai există. Hai să facem chiar așa. Eu sunt George. Tăiem pe 1 și pe 19, ai făcut o mișcare asta. Și va fi 20. Și pe tablă mai pun în 20. Nu. La 19, 1 și cu 19, ai zis bine. 20. 20 și mai aduni unul că tu ești primul. Deci aduni unul conform poziției tale. Adică 21. Deci, practic, pe tablă a fost 21. Eu vreau să-l tai pe 8 și pe 14. Pe 8? 22 plus 2, 24. Pe 8 și pe 14. Da? Ștergeți cu cârpa, că o aveți în mână. Da, pe 8 și pe 14. 22 și aduni pe? Pe 2, 24. Deci vine cât? 24? Da, da. E elevul 2. Acum tu ești elevul 3, adun cu 3. Îl șterg pe 2 și pe 18. Pe 21. 2 și pe... Eu fac pe 2 și pe 18. Ia să-mi spui mai ușor. Da, 20. Adun cu 3 acum, Davide. Cu 3. Deci este al treilea. Da? Deci 23. Pun de eu șterg pe 10 Daria cu 4, tu cu 5, Davide, după aceea adun, da? Eu șterg pe 10 și pe 20. Tu ștergi pe 10 și pe 20 adunăm cu 4 și o să-mi dea 34. 10 și cu 20? 30. E al 4. Da? 30 cu 4, da. Când ai zis 20 cu 34. 34. Tu, Davide? 3 și 17. Și acum cu 5, Davide. Merg la 25. 3, 17. Corect. Și? Tu cu 6, Daria. Și cu 5? 25. Eu șterg pe 24 și 6. Dar nu mai e. Pe 24 păi da. Și pe astea. Da, pe tablă, da. Tot ce vede pe tablă. Tot ce vede pe tablă. 24. Da. Nu. Și pe? Și 6. 6. Ție ți-am zis 21. Și 9. Da? Și adun 30. Și adun 6. 6. Și o să fie 36. 36, bine? Da, da. 36. Vă spun sincer, 9 și cu 21, 30 și... Ce număr erai? Tu 7 acum. 37. 37. 9 și 21. Da, da, da. 9 și 21. 9 și 21, domn profesor. Eu vreau să... Așteaptă, Daria. 21. Și 21. 37. Tu cu 8 acum. 37.
Eu îl șterg pe 36 și 4, care îmi dă 40. 40 plus 8, 48. 36 și 4. 48. Da? Și 48. Cu 9. Știu 1. 29. 5 cu 15. 20 cu 9. 5 cu 15. Și apare 29. 5 și 15. Și apare 29. Și apare 29. Dar ia tu cu 10. Eu îl șterg pe 37 și 40 și 25. 37 și 20 și 22 plus 10 72 plus 21 31 Care o să-mi dea 40, 40 plus 12, 52. 11? 52 e bun. 11? 11 și 29. Și 29. Hai, Daniel. Stau să mă gândesc. 48 și 12. 48 și 12. 60, nu, da. 72. Cu 13 tu, Davide. Cu 13 tu. Tu fără să o trebuie. Da. Încea 48 cu 12. 60, 70. 242 și șterg pe 161 și 64. 64 și 161. Ce număr bine? 18. Eu șterg pe 242 și 52, care o să-mi dea 294, plus 15, 318, 312. Deci 312. Da. Și șterg 52 și 42. Aici mă pricep. Da. Și tu cu 19 te saduri. Deci 312 plus 69. Plus 69. 381 și cu 19 400. 400. Wow. Deci asta 400. Da. Așa, așa ne-a ieșit. Deci vedeți, la întâmplare făcut. Deci, de, toată povestea... Stai că ne arată domn profesor, că îi arată și lui Davide. Trebuie să facem și în ordine. Bun. În ordine o face Davide acasă, dar eu nu înțeleg. Nu dat 400, indiferent cum le așezăm. Indiferent. Care e explicația? Nu știu, domn profesor. Păi numerele de la 1 la 20, dacă le puneți acum... 5, cum ai zis? Sunt comutative. Sunt comutative. Cine? Cifrele. Deci... George, mă gândeam la George. Deci tu, Davide, practic în jocul ăsta e vorba de suma numelor 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus puncte puncte plus 20. Care ce-a însemnat cum le-ai combinat tu? Ai adunat două din ele. Da. Două din ele și ai pus rezultatul dedesubt, 7, și următorul adună rezultatul acela cu următorul. Deci, unul din ei, unul din numerele acelea. Da? Da? Cu unul din numerele acelea. Deci, practic, se produce suma asta.
dar în același timp se produce și suma. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte puncte plus 19. Pentru că la toată suma asta, cât o da habar n-am, mai adăugăm și suma asta care a semnat poziția lui. Corect. Plus 2 plus 3, da? Corect. Iar suma asta este o sumă pe care bravo, voi o știți. Hai să o facem, copii. Cât este suma asta? 1 plus 2? 21 ori 20. Face 21 ori 20. Supra 2. Nu? Primul plus ultimul. Da. Ori jumătate din numărul de grupe care s-a format. 21 ori 20. De ce ori 20? Ori 10 trebuie. 21 ori 10 ca să scăpăm. Ori 10 ca să se înțeleagă că... 220. Că sunt jumătate din grupele care se fac acolo. 210, da? Ăsta este și din coace 1 plus 19. 20. 1 plus 19. Ori câte sunt ele? Ori 19. Pe 2. Împărțit la 2. Da? Ai 19 ori 20 pe 2, adică 19 ori 10. 19, 1 și 19 face 20, 20 ori 19 și face într-adevăr pe 2, da? Da, da, da. Face 10 ori 19. 10 ori 19 fac 190. Și iată adunate. Și ăsta a doua adunate, că doar asta se întâmplă toate chestia, 210 plus 400. 210 plus 190. Egal cu 400, termina problema. Deci, noi am făcut-o așa din, pe motiv că am vrut să ne convingem jocul ăsta. Că autorul ne-a dat numai până 20 de numere sunt. Dar dacă el spunea că sunt 400 de numere, era mai puteam noi să facem așa? Nu, trebuia să observăm că jocul este acesta, că e vorba de asociativitatea care se produce a două din ele, că suma asta, la urma urmei, poți să adun ăsta cu ăsta. Altul cu nu știu cu orice așa. Pun suma aceea, iar adun la suma aceea, între ele, rezultatul, și mai departe. Deci, nu a fost decât suma asta calculată, suma aceea, încorporată acolo, și încorporată a fost și faptul că am adunat 1 plus 2 plus 3 plus 19, la fiecare poziție, și a adunat poziția lui. Dacă era al 3, l-a adunat pe 3. Dacă era al 7, l-a adunat și pe 7. Deci, practic, s-au adunat toate numerele de la 1 la 19. Asta este explicația, să spunem, riguroasă a faptului că ajung la suma asta aceea. Că s-au format pătratele perfecte acolo, cum am făcut noi raționamentul. Ea la mi se pare bestia, domn profesor. Acum ziceți-mi că sunt 79 de numere și 78 de ele, da? Da. Care vin. 79, și o să vă zic 79 la pătrat și am făcut și ăsta e rezultatul. Deci mi s-a părut genial ideea. Da, bun. Aceea ne-a ieșit nouă, numai datorită faptului că am făcut și mecheria aceea de a le-am în ordine. Și le-am ordine. Vai, ce faină mi s-a părut. Foarte tare, că pătrate perfecte. Când o să învățăm și noi cu pătratele astea perfecte? O să învățăm, dar nu asta a fost. Pentru copilul din clasa a patra, ideea... Nu vezi cu pătratele perfecte, că el nu știe. Nu-l poți prinde acolo. El nu știe. Da, da, da. Dar pentru noi ăștia la alți, mai de la 5 ani sus... A apărut frumoasă soluția aceea. Foarte da. Foarte faină. Cred că nici autorul nu s-o gândi la ea. Nici vorba. Nu. El a avut în vedere asta, chestia asta. Exact. Pe copii îi trimite să înțeleagă că e vorba de suma acestor numere. Două din ele rezultatul adunat. Și acel rezultat adunat cu următorul. Deci, în fapt, se încadrează ceea ce înseamnă suma aceea până la sfârșit. Super, corect. Și la care, în final, e suma numerelor acelor. Nu alte numere se adună decât acelea. Iar, pe de altă parte, e însoțită suma aceea, se adaugă la suma aceea și suma de la 1 până la 19. Corect. Da? Deci da. Aceea a fost problema. Și cum la Prof Online suntem obișnuiți să facem, să gândim și alt fel de probleme, pe marginea acestea, nu ne mulțumim să rămânem aici, mă pregătesc, îmi propun o problemă, nu, Daria? Ia vă caută, nu vedeți că vă caută. Ia caută, insistent. Fii atent ce-ți propun. Acum e temă pentru tine, Daria. Fii atent, Daria. Da, nu pentru mine. Deci pe tablă sunt numerele de la 1... Nu ziceți, mi-ați fiu profesor și mi-ați mâinat. Da, 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 fie. Daria? Nu mă fac profesor. Mă bucur foarte tare să poți ajunge să fii profesor și un profesor extraordinar de bun și poți să fii un profesor foarte bun pentru că moștenești ușor limbajul la Prof Online zi de zi, zi de zi și stilul de a gândi îl împrumuți fără să vrei. Doar când spun cuvântul temă deja. Da, uite. Ia, stai, ia să vedem Gigi, domn profesor, ce vă propun. Să vezi problema. Stai care... să vă de la mine. Asta e interesant.
Știi, totdeauna ce am făcut? Am preluat problema asta și am încercat acum să o gândesc într-un alt registru, într-o altă perspectivă. Sigur, mi-am zis acum să adunăm câte trei. Deci, să adunăm câte trei. Și de fiecare dată adunăm câte unul? Și de fiecare dată adunăm câte unul ca poziție. Uh-huh. Întrebarea este câți elevi trebuie să facă chestia asta și ce, ce nivel să mă opresc cu numerele acestea. Asta e. Acum se vedea. Deci bagă o problemă care este un pic mai dificilă. Stai că zice domn profesor, dați-le probleme. Da? Deci, autorul a spus, dau numele de la 1 la 20. Păi trebuie să împartă la 3 dacă vreți cu 3. Stai să vedem dacă așa este. Nu? 393. Domn profesor, dacă sunt 3, ar trebui să puneți 18 elevi. Vezi câte 3, nu? Să ștergem. Câte 3? Da. Deci, 18 elevi trebuie. Acum mai de la cât la cât ziceți? Tot de la 1? Tot de la 1 la... Tot de la 1 la cât? 18. De la 1 la cât? La 8. Ei vor la 18, dați-le mai nu, mult. Nu, eu vorbesc cu 18 elevi. Ar trebui să fie de la 1 la 20 dacă grupăm cu 3. 18 elevi? 21! Eu nu cred cu 18. Eu nu cred că ajung. Eu nu cred că 18. Nu știu dacă mai au ce aduna. Exact, că mai puțin. Că dărâmă foarte repede. Exact, câte 3 imediat. Deci este un alt raport. Exact. Păi, doamn profesor, iată problema. Gândiți-vă până mâine și ne-o spuneți mâine. Ar trebui să fiu ceva cu 30 de lei. Păi ce fac? Dacă astăzi nu știți, domn profesor, gândiți-vă până mâine și veniți că eu nu. Păi dăm timp. Da? Păi, dar ce ar fi să gândim împreună? Deci, de ce nu ușurez munca? Că dacă eu acum sunt la prima vedere, dar prima tentativă. Când profii nu știu, dar am copit. Păi, dar asta fac acum. Domn profesor, stai puțin, Daria, hai să ne gândim. De la 1 la 21. Deci vrei de la 1 la 21 numere. Hai să mergem. De la 1 la 21. Știi, iar... Știam că era 21. Deci, numele să fie Daria de la 1. 1 la 21. La 21. Așa. Oare câți elevi trebuie să... Câți elevi? 30. Cum să fie 30, băi, David? 20 elevi, 20. Păi, domn profesor! 20 elevi? 20, pentru că mi-am dat seama când erau 20 de numere și erau 11 elevi, erau mai mic unul. Păi, da, mă! Bun! Să vedem, deși... 20 de elevi! Da, dar acum, atunci erau două echipe, acum sunt 3 echipe. Iau câte 3 numere. 3 numere, da, mai puțin. Eu spun că vreau să fie 7 elevi. What? Tu zici 7. Dacă n-au luat câte două, de-a fost mai cu unul, mai exact. Puțin, care-i șmecheria? Exact. Ceva nu e în regulă. Da. Deci eu nu mă las 7 elevi. Nu mă las. 9 elevi. Vreau 11, aș spun eu. Eu 7 pun și 7. Sper că sunt super sigur. Bun. Ne e limpede că e vorba de asociativitate. Ne e limpede că n-are importanță ordinea. Da. Și de aceea o să încercăm să le spunem numele așa. Să vedem cine este. Hai, le scriem și luăm câte 3. Muncim. Da, muncim. Da. Că uite, și nici eu n-am. Poate descoperim ideea. Acea formidabilă. Ca o... Ne jucăm din nou. Facem jocul de la început. Ne jucăm din nou, sigur că da. Dar să câte 3 acum. Dar profesor, acum puneți-le de mai jos ca să vedem noi să știm. 1, 2, 3. Vezi, nu-i tare, Darius? Da. Aici e fain de tot. Cred că... Ce trebuie să fac, prieteni? Like și share. Like și share, că este momentul acela de creativitate, când noi ne propunem să facem... Să ajungem și noi. Unde să ajungeți? Ca să le șterg. Lasă că le șterg eu, că nu e important. Daria, de cât până... Important. Daria, până ești din bancă, exact. Până nu știu ce... Uitați-mă așa, hop! Ei stau mai la tablă. Bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, da. 8, 9. Da, hai să ne oprim la 9. Un număr impar. Facem jocul pe un număr mai mic ca să ne dăm am seama. Am scris la 21. Nu, profesor. Hai de la 21. 11. Dacă ați spus 21, nu mai schimbați. Domn profesor. Mama, cât faci 21 ori 21? Deci 12. 441 e răspunsul. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21. Da? 20, 21. Eu spun prima de data asta.
Și nu știm numărul elevilor. Cert este că noi de data asta cuplăm câte trei. Câte trei? Hai, zi da. Deci, eu le-am pe 12. Dar mergem în ordine, nu? În ordine, curat. Hai să mergem ca să mergem în ordine. Hai să vedem ce în acasă o să faci așa. Noi ne-am dat seama acum că nu are importanță. Da, domnul. Dar ia, da, am spus. Păi uite, acum imediat facem. Da, luăm 3. Jocul și pe la capul și dăm seama. 1 plus 2 plus 3 care ne dă 6 plus 1, 7. Am pus 6, da? 7. 1 plus 2, 3 și cu 3? 6 și cu 1, 7. 7 și 1 îl pun de desubt. Da. 7. În care număr elevi acum? Da, profesor, vă spun eu acum. 15, 16. Copii, facem așa. 7, așa face. 7 și cu 4 și cu 5. Așa, uite, așa vrea domnul. Ca să vedeți să meargă... 9, 16 și cu 2, 18. Da? Da, 18. Când vine 18 în locul lor. Deci vine acolo. 18 și, pune 2, și pun 2, ca al doilea elev. Da. 18 plus 13. Uite așa. 31 și cu 3. 34. Deci vine cât? 34. 34, da? Sunteți atenți că nu mă da, simt. Da, da, da. Toată lumea urmărește. 34. Deci 34 și al treilea elev. Da, da. Acum 34 și cu 17. 51 și cu 4. 55. Deci primul elev, al doilea, al treilea. 55 acum. Acum pun 55 da. Și pun al patrulea elev. Wow. 21 și cu 55, 76. Da, profesor. Da. Și cu 5, 81. Deci 81, că... da? 81, așteaptă. Deci 81. Acum 25 și cu 81. E al 5-lea acum, da? Acum al câtelea este? Nu, și cu 6. Da? De 25 cu 81 pun 6. Da? Da. Dar 6 de ele. 112. 100 cât? Aici 112. 12. Și am adunat cu 6. Ai adunat și cu 6, da. Da, acum adunăm cu 7. Da. O să fie așa. Deci, ce ai făcut, Cristina? Stați, domn profesor, un pic. Nu, acolo am făcut bine. 81 și cu 25, Cristina. Deci 81 cu 25 plus 5. 6. Da. Plus 5. 6. 111. Domnul profesor, la ultimul, la 6. 111. Aici e bine 111? Da. Nu, 111. Dumneavoastră a scris 112. Și e bine 111, da? Trebuie să fim măriguroși. Păi da, de asta și zicem. Da. Deci acolo am adunat cu 1. 4 plus 5. 7 plus 9. 16 și cu... 16 și cu 2 și vezi, și cu 2 18. Vedeți ăsta plus 7, cât face, domn profesor? 7, 7, adunat cu 6 și cu 7 și cu 2, da? Deci 14 și cu 6, cât au făcut aici? Noi ce facem? Rezultatul de aici îl adunăm cu următoarele nu, două. Nu, 4 și cu 5 l-ați adunat. A, pe 1 și 2 le-am spus. Mai pot 1 și 2. 1, 2 și 3 în 4. 1, 2 și 3 era 7. Da. Așa. Hai, bine. 6. 1, 2 și 3. 6. Și a fost 6. Și cu 1. 6 și cu 1 a fost 7. Asta a fost rezultatul care l-am dat aici, da? Da. Așa. 7. 6, da? Deci acolo am adunat cu 1. Da. Aici am adunat cu 1. Aici. Din nou obținut pe 7 ăsta, da? Deci... 1 ăsta au bătut aici, da? Așa. 2 ăsta, al doilea au bătut pentru suma... Nu. Era bine. Noi suntem bine, dar nu știm... Stați o clipă să mai facem o dată ordinea asta, da? 6. Deci, aici au fost 6 plus 1. Și plus 1 și l-au obținut pe 1 și l-au obținut pe ăsta, da? Da. 7. Bun. Asta au făcut primul elev. Era mai ușor cu metoda noastră. Stai puțin, da. Da. Așa. Acum 7 ăla. 7 ăla ăsta și 9, cu 4, 16, cu 5. Da. Și cu 2, 18. Puneți plus 2 și egal 18. Aici e plus... Cercul ăla care l-ați făcut plus 2. Aici. Acolo, plus 2. Aici e zic. Așa, faceți plus 2. Bun. Ca să știm noi plus că... Plus 2 și 2 îl pun de desubt. Și l-am obținut pe 18. 18. Bun. Acum, cercul ăla plus 3, adică 18 plus 3, 31 plus 3, 34. Așa, plus 3 în dreptul ăla. Da, 34.
34. Acum 34 plus 17, 51 plus 4. Plus 4 acum. 4. Da. Și al 4 a fost 55. Aici. Da. Plus 5. Plus 5. Și este vorba de al 5-lea care a făcut chestia asta. Da, și aici, tați, nu a făcut și aici. 55 plus 21. 65 o întreie. Nu, că 55 au fost adunat. Un pic. 55 plus 21. 81, da? Corect. Acum deci, plus 6, domn profesor. 81. Acolo, plus 6. Plus 6. 81 plus 25. Da. Da. Plus 6. 112, cum am făcut noi, eram bine. Deci 112. Acum așa. Plus 7, domn profesor. Aici plus 7. 7. Și faceți deci echipajul acum. 7. Faceți echipajul ăla rotund. 102. Ca să punem întâi, ziceți, da? Deci, 112 plus 29. Plus 29, plus 7. Deci, 112. Imediat. 148. Puneți 148 și 16 și 17. 148. Deci, 148. 16 și 17. Și spuneți 148. Așa. Așa, și scrieți 148, cum a scris și la celălalt. 148. Așa. Bun. Acum 148. Și aici e plus 8 aici, al 8-lea. 148 plus 16 plus 17 plus 8. Plus 8, egal. 189. Ăsta, așa. 189. 189. Acum a plus 9. 9, da. Plus 9. Da. Plus 9. Deci o să punem așa. 189 plus 18 plus 19, un pic. 189 plus 18 plus 19 plus 9. Plus 9 n-a scris. 235. Deci 200... 35. 235. Deci 10. Da? Copii, pune 10. 10 plus 10. Și acum 235 plus 41 plus 10. 286. Ultimul număr este 286. 286. Și nevoie de 10 copii. Deci, e nevoie de 10 copii, adică jumătatea celor 20 de numere. 21 de numere. 21 de numere, dar de la 1 la 21 sunt 21 de numere. Deci mai puțin unul din numerele acelea. Da. Deci jumătate din numărul total minus 1 pe 2. De cât cele trebuie să punem? 10. 10 elevi. Of, eram pe aproape, am 7. Deci, atenție, atenție, suma aceea de la 1, 1 plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, plus 21, da? 1 plus 2, plus 3, plus 21, că asta s-a întâmplat, care îmi dă cât? 1 plus 2, plus 3, plus 21, îmi dă 1 plus 21, ori câți elevi sunt, ori 21 pe 2, 22, 22 pe 2, 11, 11 ori 21, și face 21 ori 21, 231, ca un număr, 231, la care adăugăm și suma asta, 1 plus 2 plus 3, ca așa am văzut noi, 1 plus 2 plus 3, plus puncte, puncte, plus 10, și care 1 plus, am făcut de multe ori, da? Fac 55 sumă, 55, și dacă avem pe 55 cu 231, trebuie să ne dea 286. Asta am mișcat tot din nou. Da? Am lucrat corect. Deci, aici este ideea că suma celor 21 de numere se păstrează. Da, dacă știm ce numărul de elevi, gata, merge imediat. Iar legătura care am făcut-o cu numărul de elevi este asta. Corect. Deci trebuie să împartă la 3. Corect. Din ce motiv? Ca să putem să facem grupaje. Pentru că trebuie să fie un număr impar cu care să pleacă. Și, pe urmă, grupajul de 3 se face 2 și cu ăla de rezultat. Da. 2 și ăla rezultat. Corect. Deci de aceea trebuie împărțit la 2, că se mușcă din cele 20. 2 nu se împarte la 2, că se iau tot câte 2 și aflăm... Sunt asemănătoare. Nu mai la un singur grupaj ia 3, se iau tot câte 2 și rezultat. Asta e. De ce trebuie un număr impar? Pentru start. Da. Și, pe urmă, 2 din ele plus rezultatul de aici, înseamnă că numere 10 echipaje, 10 indivizi. Deci dacă vă dă joc dintre ăsta... Deci este, după părerea mea, destul de interesant în momentul interesant de față. Foarte interesant, trebuie să știi, adică să aduni de fiecare cu 6, cu 7, să nu te încurci, să te întorci, să... Da. Eu nu mi-ai spun acum numărul copiilor cât sunt, el trebuie să vadă chestia asta. Îi spun așa, îți dau numerele astea, jocul este ăsta,
Da. Fiecare copil așa, și vedeți câți copii sunt în clasă și care e ultimul număr. Corect. Descoperiți voi la ce număr s-a ajuns și câți copii erau în clasă. Da? Când am luat varianta aceea câte două, numărul de copii era cu unul mai puțin decât ăia din bancă, da. Nu? Da. Erau 20 de numere și 19 erau în clasă. Așa. Două câte două de la 3 câte 3. Până la ce număr, da? Ia zice acum ce problemă le dați asta. Uite așa. Vă dă-le una asemănătoare. Da. Nu, acum le dă domnul profesor la pentru acasă. Deci, sunt pe tablă numerele de la 1 până la 41. 55, domn profesor. Da? Acum, nu mai las problema asta. Să știți că mai găsesc eu o problemă, imediat. Deci numerele sunt de la 1 la 41. Atenție! Deci numerele sunt de la 1 la 41. Să iau câte 3, suma a 3 din ele, în locul lor se pune rezultatul sumei. Și să se afle câți elevi sunt. Aduna cu 1, aduna cu 2, și tot așa. Fiecare își adună poziția sa. Da. Da? Fiecare își adună poziția sa la rezultat. Deci întrebarea este câți elevi sunt și care este ultimul număr scris. Ați înțeles, da? Da. Merg pe ceea ce este data trecută, a fost 21. Acum am dat 41 cu un număr cu 1 plus față de 1. Un număr impar. Dacă descoperiți câți elevi sunt, puteți să faceți prin Gauss. Sigur că da. Deci câți elevi sunt? Ei, da, câți sunt? 30. A, tu crezi că sunt 30? Păi la 30, la 30 ori 3, 90. Nu contează, că nici acolo nu s-a respectat 10 ori 3. 10 elevi ori 3 ar... Dacă v-ați prins de problema de înainte, da. Îmi spuneți numărul de elevi acum. Înainte da, gata, stați puțin, îmi spun acum. Înainte erau 21 de numere da. Și am găsit 10 elevi. Acum am văzut la 41. Și câți elevi sunt? Eu zic, stați. 30. Zic. 30. N-ai argumente. Faci jocul ăsta să vezi că nu de la al 20-lea elev încolo nu prea cine mai aduna. Exact. S-au terminat elevi. A, deci să fie ceva cu 20. Adică sunt 20. Ce mai? Vă dau răspunsul, domn profesor. 820. Poate, câți elevi sunt, vă întreabă, domn profesor. 20. Dar de ce, Davide? Mi-a zis dumneavoastră. Am zis eu. Davide, când au fost 21 de numere... Da, am scăzut unul. Am scăzut unul, că am plecat grupa deodată cu 3 de acolo și am mușcat pe urmă câte 2, câte 2, câte 2. Oh, atunci l-am împărțit la 2. La prima oară faci cu 3 și după aia cu 2. Nu, și... Davide, păi da. Și 41 minus 1, 40, împărțit la 2, că după aceea fără după aceea mai începe. 20 de elevi. Deci 20 de elevi. Practic rezultatul sumei și acum rezultatul va fi? Problemei va fi așa. Sunt 20 elevi. Iar ultimul, al 20-lea, scrie următoarea sumă. Yes egal cu S1 plus S2, compusă de două sume. S1 plus S2. Unde S1, prima sumă, înseamnă 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 41. Iar S2 înseamnă suma numerelor 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte. Câți elevi sunt, copii? Plus 20. Asta e. De la 1 la 22. Calculați suma asta, calculați pe asta. Și le adunăm. Le adunați și ați văzut care este ultimul număr scris. Adică munca aceea... Nu mai șmecherie v-am fac. Stai cel mai tare, profesor. Super. Este nu mai șmecherie v-am fac. Adi, tu, Davide. Ce vreau să spun. Pe mine mă frământă foarte tare chestia asta, ca de la o problemă, jucându-ne, să iasă altă problemă. Mă gândesc acum, iată pe loc, ce-ar fi să mergi din 4 în 4? No. Nu! Nu să mai opresc? Mai opresc? Din 4 în 4. Asta cu 4 în 4 este pe și să adunăm din 4 în 4, foarte tare. Nu o fac, domn profesor. Perfect, ai temă pentru o clasă. Da, ok. Din 4 în 4, să vă dau o sumă de numere, un număr de numere, da. Din 4 în 4, fiți atenți ce vă spun, și fiecare își adună dublu poziției. Mama mai treabă. Dublu poziție. Adică da. Eu spre un elev am să adun doi. Profesor.
Tu ești la BNR, vei să aduc un 4. Super! Și din partea ziceți numele, la cât la cât. Numerele, da? Da, da. Numerele... De la 1 la 69. Ei, știi tu. De la 1 la 8. Trebuie să fii cu soț. 4. 68 atunci. 32. Mai înainte 98. Am dat... 100. Deci am împărțit la 2. Da, deci, acum, de 4 în 4. Rămân multiplu de 3 și 4, 1, 4. Dar să facem cu zecimale. 40. Îți dau două zile. 40. De la 1 la 40. De la 1 la 40. Numele sunt da. 1, 2, da. 40. Și le ștergem câte 4, a zis. Ștergem câte 4. În locul echipajului de 4 punem suma lor. Da. Dar plus și plus de 2 ori dublu poziție pe care... O face ele. Am o temă pentru dumneavoastră. Și eu am o temă pentru deci dumneavoastră. Deci mie îmi place că e mic, eu ajuns să dii la domn profesor, da. Am și eu o să aveți 10 ele. 10 ele, stai, 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 st